Bună ziua! Avem aici o completare a lecției despre polifonie. Imitația și canonul sunt două procedee de compoziție care ajută la realizarea polifoniei. Polifonia înseamnă mai multe voci suprapuse, fiecare voce fiind la fel de importantă. Aici avem explicat mai clar, sopranul cântă melodia, apoi mai târziu intervine altistul care imită melodia cu o cvintă mai jos, tenorul care imită melodia cu o octavă mai jos și basul care imită altistul cu o octavă mai jos. Deci observăm, vocile intră pe rând, nu toate în același timp, intră sopranul, apoi altistul intră aceeași melodie la o cvintă descendentă, da? 5 sunete coborâtoare, da? Avem aceeași melodie care o cântă altistul, apoi intră tenorul care cântă aceeași melodie ca și sopranul, numai că este o octavă mai jos, apoi basul la sfârșit care această voce de bas imită vocea altistului și cu o octavă mai jos, o auzim aici. Sopranul va fi cântat de viori, altistul va fi cântat de flaut, tenorul va fi cântat de o trompetă și violoncelul și basul va fi cântat de un violoncel. Ca să putem să ne dăm seama mai bine de aceste voci. Auzim deocamdată sopranul. Acum se va adăuga și vocea a doua de alto, care va fi cântată de un flaut. Auzim. Mai departe vom asculta vocea de tenor, care va fi cântată de o trompetă, deci ce se adaugă la celelalte două voci. Auzim. Flautul. Și tenorul. Auzi și la final vocea basului care se adaugă a patra voce. Ascultăm și pe ea. Basul. Așa se compunea și se cânta perioada Renașterii în Evul Mediu, și vocal și instrumental. Mai ascultăm încă o dată pentru plăcerea auzului și să încercăm să distingem celelalte voci, toate vocile. Ia să vedem.